Noile prevederi ale contractului cadru de sănătate pe care furnizorii de servicii medicale se pregătesc să-l semneze are și o prevedere care precizează modul în care un asigurat își poate schimba medicul de familie. Acest lucru se poate face o singură dată la 6 luni. Fiecare dintre noi avem un medic de familie. Sunt persoane care doresc să-și schimbe medicul de familie. Despre asta este vorba. Cei care doresc să-și schimbe medicul de familie pot să o facă la 6 luni, mai devreme de 6 luni, pentru anumite cazuri. Și cum spun dumnealor, cei care și-au schimbat domiciliu, au plecat dintr-o localitate în alta și atunci trebuie să ai și un medic de familie, sau cei care sunt în arest preventiv trimiși în altă parte. Sau pur și simplu nu-ți mai convine medicul de familie. Da, dacă nu-ți convine medicul de familie, trebuie să aștepți 6 luni de când ai fost în scris la acel medic. Dacă eu vreau să-mi schimb medicul, să spun acum, pot, pentru că sunt la medicul meu de ani de zile și atunci nu am, dar sunt persoane care tot sunt nemulțumiți, pentru acei nemulțumiți. Pentru a putea schimba medicul de familie, pacientul face o cerere adresată noului medic. Medicul de la care a plecat pacientul are obligația ca în 15 zile să-l anunțe prin poștă pe medicul actual despre plecarea pacientului. Medicul de la care pleacă pacientul va trimite prin poștă o copie după fișa medicală a pacientului, păstrând însă originalul. Pacientul va trebui să dovedească calitatea de asigurat depunând unul dintre următoarele documente: salariat, PFA, pensionar, student sau șomer.